Chiar dacă teoretic procesul de reabilitare a Colegiului Național Pedagogic Carol I a fost finalizat, practic a rămas un aspect important din ceea ce înseamnă imaginea acestei instituții de învățământ mușelene, și anume gardul care împrejmuiește clădirea. Beneficiind de susținerea financiară a administrației locale, direcțiunea a demarat lucrările de construire a unui gard care să se încadreze din punct de vedere arhitectural în imaginea de ansamblu pe care școala a avut-o în anii 30. Valoarea totală a lucrării se cifrează la 3 milioane de lei. Aceasta a fost adjudecată de o firmă din Mușcel prin sistemul electronic de achiziții publice. În prezent s-a turnat fundația, urmând să fie ridicat gardul din piatră de albești cu uluci sculptate. Conducerea școlii speră ca lucrările să fie gata până la începerea anului școlar.